O nouă zi, un nou episod. Salutare, prieteni, salutare tuturor. Bine v-am găsit aici la un nou episod cu Ase Roma. Suntem în ultimele 10 ore de transferuri rămase din această perioadă mirobolantă de iarnă, unde, desigur, cum am spus în episodul trecut, caut un mijlocaș și un jucător pe Benz, pe Winger. Fie RV, LV, poate chiar ambele, de ce nu. Și Asensio, nu știu cum dracu reușește, dar din nou s-a accidentat. Ireal. Ok, îi promitem lui Mereț că îl vom împrumuta, dar de fapt nu l-am împrumut, că este portarul meu de rezervă. Deci, hai să vedem împreună. Bugetul nostru este de 58 de milioane, având în vedere că l-am văzut pe Under la Napoli, un transfer destul de interesant a fost acesta. Și da, hai să vedem opțiunile. Hai ne uităm peste toți jucătorii, ne facem o idee, pe la 50 de milioane, să zic așa, cu chestii de semnătură și nu știu ce. L-aș putea lua și pe ăsta, dar e un pic prea CDM pentru noi. Florentino, un picuț cam târziu, l-aș lua eu acum, plus că și el e cam CDM, Ducure nu, Rodri prea scump, Cante scump. Țigancov ar fi, uite, RMLM și a și evoluat, deci este și la cota corectă de evoluări. Nu-i rău, ok, punem pe listă jos. Ferran Torres, care a fost transferat la Manchester City, iarăși ar fi interesant, puțin cam scump, dar nu-i rău. LM, RM, CF. Bun, ok, nu... Nabri, da, dar iarăși un picuț cam scump. Soler iarăși ar fi interesant, echilibrat, corect, joacă KM, LM și RM. Hei, Soler, tu ai fi un transfer care le-ai ocupat pe tăte. E pe Soler, el joacă pe fiecare poziție unde am eu probleme. Ok, Soler, trecem pe listă. Ia uite ce mai avem noi aici. Paulinho, un jucător forță, dar deja începe să involeze, din păcate. Am oricum, pentru un sezon n-ar fi rău, practic, nici el. Demir Bay, nu, că o faceți un pic scump. Wijnaldum. Wijnaldum. Poate. Andre Gomez, un picuț cam lent, dar... Edara Tillmans, nu. Van de Beek, Wendell, nu. Koke un pic scump. Bentancur, nu. Allen, nu. Zielinski poate, nu știu ce să zic. Hai mă, ceva, poate Soler, e așa echilibrat pe toate pozițiile, țaca-paca, știi cum zic. Le Mare iarăși ar fi interesant, joacă pe acolo pe poziții. Son Coman un pic cu scump. Eric Bailey iarăși ar fi interesant, îmi pare că nu l-am luat direct din start și zic ca eu să-l evoluez. LM, RM și CF. Thorgan Hazard. Hey, preț bun. Pac, viteză, balance, finishing, chestii trestii. Având în vedere că joacă și CF, de la CF, practic, într-adevăr, este un cam puțin mai sus. Este așa un fel de false nine. Aș putea să exagerez că poate l-aș putea juca și ca și CM. Cel mai mult îmi place pe moment Thorgan. Thorgan Hazard, de acolo pe listă, e forță. Ar fi Dani Olmo, dacă ești scump, cred că o să ceară mult pe el. Oscar, nu știu ce să zic. Ăsta iarăși n-ar fi rău, un Kunku, corect, așa, echilibrat, știi cum zic. David, nu. James Rodriguez, nu. Luis Alberto, nu. Isco tută disco, na. Forsberg, cum dracu? Ce dracu așa ieftin Forsberg? 13 milioane? 29 de ani, încă nu e chiar la vârsta aia de retragere, să zic așa. Lanzini, iarăși interesant. Frederico Chisa, care am zis eu că mi-ar place așa în locul lui... ăsta locul lui Under. Ok. Hai să încercăm să vedem atunci cum ne putem înțelege cu Thorgan. Mi se pare permanent cel corect, LM, RM, calitate, deci chiar poți să joci titular în Champions League, tot să fie calitate. Hai să oferim așa, hai să începem cu un 25,
începem cu 25 de milioane. 36, ok, ok, am înțeles. Voi plusa la valoarea 30. Hai să vedem, 30 de milioane. 36. Omul ăsta este destul de serios asupra ofertei. Hai să încercăm tactica noastră preferată. 36. Pai, preț fix ăsta. Hai, las un pic și ți-l cumpărăm. 35. Lasă, hăp, tu idee să fiu și eu fericit, am negociat ceva de pe aici. Așa, mulțumesc. Bun, măcar a lăsat și el așa puțin praful de pe tobă, cum se zice. Ok, bine-s, hai, negotiate, Thorgan Hazard, scriu în titlu, Hazard, că practic e Hazard, dar nu scriu Thorgan. Aoleu, ce lăus. Dar de fapt, dacă stai așa să te gândești, nu mai știu în ce FIFA era faza asta, că amândoi parcă pe vremea aia erau la Chelsea și nu mai știu cum era secvența aia de deschidere a pachetelor. Și începe așa, belgian, poziția, oh, Hazard, și apoi vedea că e Thorgan Hazard, nu Hazard. Oh, Doamne, ce vremuri. Da, hai că nu ne mai stresăm prostile astea, accept. Foarte bine, Thorgan, bine ai venit la AS Roma. O să avem mare nevoie de tine, om cu calități, cu aptitudini, care în sezonul trecut sau cu două sezoane chiar a fost foarte în formă. Chiar a fost un jucător foarte legit, foarte, știi, așa cum trebuie. Și a venit accidentat. Da. Perfect. Perfect. Și întrebarea acum, oare cum aș putea să văd cât timp este accidentat? Stai să vedem, poate așa la Squad Hub. Sau status. Nu la status. Da, aici Thorgan. A, două săptămâni. Deci fit in două săptămâni. Deci două săptămâni și l-avem pe Thorgan. În 7 săptămâni. Hai mă, asta ai zis eu. 7 săptămâni. Băi, o mostistii real, mă, de-abia a revenit la, de-abia a venit pe teren, nici nu știu dacă a apucat să joace un meci, două meciuri și s-o rupt iar. Fantastic e jucătorul ăsta, mă, băi, și chestia că e chiar bun, și-aia mi-e ciudă, că e bun, și joacă, și dă goluri, și dă asisturi, și se rupe. Tăi. Da, bugetul nostru rămas este... să zicem așa 20 de milioane. Hai să ne uităm din nou peste echipă ce mai avea nevoie. Că clar mai avem nevoie de alte poziții. Să luăm însă și un CM. Am într-adevăr mai așa, mai sunt niște invenții, mai joc pe iarii CM, dar... Da, hai să vedem de un CM. Hai să vedem de un CM, 20 de milioane, nu trebuie el să fie cel mai șmecher din parcarea aia, este clar. Trebuie să fie ieftin, până în 20 de milioane să ne... să ne descurcăm cu bănuții, să ne descurcăm cu totul. Florentino ar fi o idee, dar practic este mai mult un CB în ultima perioadă decât mijlocaș. Asta cât de cât, într-adevăr, n-are finishing și așa, dar posibil. Stă în practic în bugetul nostru Adams. În rest, ce ar fi mai fi așa un CM, trebuie mie. Un tânărel de ăsta, a? Ce accent am avut în voce când am spus asta. Un tânăr de ăsta. Da, un tânăr de ăsta, bă. Nimic. 23. Cum ar fi, frate, să-mi lese Paulinho la 20? Nu cred că-mi va ieși, dar hei, hai să ne distrăm. Hai că oferim 20 de milioane pentru Paulinho. Poate chiar hăptă idee mai ieftin. Începem cu 18 milioane, cred că se supără și pleacă. Nu s-a supărat, nu a plecat, ok. Dar nici nu cred că vom ajunge la ceea ce îmi doresc eu, să zic așa. Uite așa. Opa, uite așa. 19, practic 20. Exact, nu o să-mi iasă. Ai, măcar am încercat. Asta este, frățică. Asta este. Aveți nevoie de timp de gândire, de parcă ar accepta ei.
No, Paulin, no, 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 nu este. Ah, măcar am încercat, măcar m-am distrat așa pentru câteva secunde. Și era acel moment în care toți ziceau, oare va reuși? Oare e posibil? Nope. Răspunsul este nu. Ok. Osterhad, asta e bine, mai mult că am. Forsberg. Bă, pe KM, sincer, pe KM l-am putea juca. 70 accelerație pentru KM este relativ ok. Nu are strength, care un picut mă deranjează că e cap 59, măcar un pic mai mult de avea. Stamina 69, ca rezervă este ok. Încă mai are așa niște stats-uri pe aici pe acolo. Mai injury prone. Da, hai să zicem, rămâne acolo ca și opțiune. Lanzinici că poate juca KM, dar el are 39 strength și mai puțin stamina, deci e aproape useless. Rest atâta. Ar fi Adams, ar fi Forsberg sau ar fi din băieții ăștia, numai că ăsta nu știu dacă ar putea să joace ca lumea pe KM, spre exemplu, e mai mult așa winger, așa o viteză, cam. Nici nu știu, Eterhad ar fi bun, dar parcă mi-ar părea rău și așa să-l cumpăr acum, să nu le vulez, dar practic mai contează. Da. KM, KDM. Îmi place că e KDM, dar Slanding și Starting Tackle, el nu are absolut nimic. Dar e KDM. Am înțeles. Păi așa, știi ce? Chiar e o opțiune bună Forsberg sau ăsta. Și ăsta e destul de echilibrat. Benassi, 79. Hai să facem o comparație între Benassi și Forsberg, ok? 68 accelerație, 75 strength, așa reaction, stamina 79, cred că acolo bate pe Forsberg. Dribbling 80, shot power, un pic slide tackle, un pic de așa defensiv, short pass 80, long pass 78. Unde ești tu, omule? Unde ești tu, băi băiatule? Deci 70, așa, reactions e un pic mai bun, stamina hăpt cu o idee, accelerație așa, strength, într-adevăr nu are, 85 short pass, 85... na, Forsberg, hai că luăm pe Forsberg. E și ieftin, e și un nume, e un jucător bun, nu știu cum de dracu e așa de ieftin, dar pentru noi e ceea ce trebuie. Bine, jocul a zis că poți să-i ofer 13, am înțeles că și-ar putea să fie al nostru. 13.600, știi ce? Nici nu negociez cu voi, sunt de acord. Current value, deci valoarea curentă a jucătorului este la 17.500.000 și voi mi-l dați cu 13, 14, mă rog, hai să-l otunjesc. Poate că e o chestie de asta de fair play, știi, or fi cumpărat ceva și trebuie să vând. Aoleu, tu îți dai seama cum ar fi FIFA cu financial fair play, adică pe bune, financial fair play în FIFA. Să le iei un jucător de la important și după aceea să te oblige jocul să vinzi alt jucător important ca tocmai să nu fie problemă, să nu fie amendat sau chestii de genul. Damn. Bun. Revenind, fără bonus, sau am bonus un picuț prea mare. Da, ok, ia uite că acceptă și fără bonus. Perfect, Forsberg este ultima noastră achiziție care desigur ne va da așa un confort, o siguranță de pe banca de rezerve. Perfect, 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 perfect. Dacă era și ăsta accidentat, mă tăiam pe vene. Fui mei, ce ghinion am cu accidentările astea. Da, hai să dăm ultimele ore rămase din această perioadă de transferuri. Ok, nu-l vând oricum. 30 de milioane, deci tata au rămas cu 30 de milioane ăștia cu Paulinho. Bines cu Fines, hai să vedem, ultimele ore, avansăm repede, repejor și după care ne vom adventura în minunata lume a Champions League. Da, hai să vedem, trece timp, încă 4 ore rămase, vine din nou un loan pentru omul nostru. Pentru omul nostru vin ofertele de loan, ceea ce este logic, am promis că dau loan, dar încă nu-l dau. Că mai e puțin timp și poate să se finalizeze loan-ul și apoi rămân fără portar. Am să dau așa un fel de accept loan, gen în timpul campionatului, ca mereți să fie fericit, știi? Și așa oricum nu mai contează că tot rămâne la noi.
Bine-s. Deci, hai să vedem. Vom începe Sassuolo, nimic. Torino, ceva ciuriburi. Ăștia mai mult au vândut. Atalanta l-a luat pe Anderson și mai mult au vândut. Mulți jucători free agent. 20 de milioane pe ăla. Ho-ho. Nimic. Hei, ceacă de la Arsenal la Empoli. La Empoli a ajuns ăsta, mă. Forță. Gober, Barella la Inter și l-a vândut pe Martinez la Paris Saint-Germain. Perfect, am scăpat de un stres. Martinez, cius papa. Blind revine din Ajax, revine în fotbalul prim, în fotbalul spectacol. Vine din Olanda înapoi la Lazio. Mă rog, înapoi, că n-a fost la Lazio. Revine într-un campionat forț. Revine în inima oamenilor. Cei de la Cimela l-au luat pe Boateng, Balbuena și Velasquez, free agent. Îți scrie ce Boateng? Oare ăla de la Bayern, Boateng? Știi? Ăla ar fi bun. Sau revine prințul, Kevin Prince Boateng. Și Piqué la Juventus. Între timp, noi astăzi am vândut jucători de 45 de milioane și am cumpărat de 148 de milioane de euro. Dumnezeule, câți bani! Și da, cam atât. Foarte bine. Chiar mă, Lautaro Martinez ar fi o idee pentru care mă duc cu Barcelona, că parcă am auzit câteva zvonuri, fie Barcelona, fie ăsta la Real Madrid. Dar nu cred că Barcelona, îl vrea foarte mult la un timp pe Martinez ăsta, dacă rețin eu corect. Da, corect, amundo. Bine, vine aici un meci cu Inter și nu mai contează meciul cu Inter, că noi ne vom opri. Capitan, mai degrabă l-aș face pe Pellegrini decât pe ăsta. Coutinho dă lovitură libere. Pe la ce stați are, nu mă mir. Penalties, opțiune, da, Salah, left corner, right corner, bine, ok. Cam atât. Bun, deci sper că v-a plăcut acest episod. Ne auzim în cel mai important meci de Champions League, care îl văd eu. Adică, mă rog, vedem următorul Champions League sau nu. Nici eu nu-mi cunosc adversarul. Hai să pun așa. Nici eu nu știu ce adversare am, dar desigur o să vină episoade de Champions League, după care, desigur, ne vom băga viteză în următorul career mode. Numai bine, pa, pa!